jurul lunii 1 mai, zic eu, sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai va fi finalizat. Este vorba de reabilitare, modernizare și extinderea celebrului grup școlar. Celebrul grup școlar, spun, pentru că funcționează din 1964 aici și aduce foarte mulți elevi din toată zona, din partea lui Doamne, din Ușoara până la Coșești, Dărmănești, zona și Valea Bratii, Aninoasa, Perevoiești, de asemenea Mușetești, Brădev, Brădule, zona Vâlsanului. Vreau să vă spun că avea multe, multe probleme acolo și odată cu această modernizare și reabilitare am construit tot ceea ce este modern. Laboratoare, toalete interioare. Deci vă dați seama, dacă din 1964 nu s-a făcuse nimic pentru acest liceu, sper ca să fie la un standard foarte mare, foarte un plus. Și gândesc că din cele discutate cu inspectorul școlar, cu domnul prefect, cu politicul județului, avem mari șanse, am depus deja memorii, pentru ca din anul școlar 2013-2014 la Domnesc să funcționeze un colegiu tehnic. M-ar bucura mult pentru că sunt foarte mulți copii din zonă și părinții vin la mine sau la director și spun nu avem cum să dăm copiii în altă parte pentru că nu avem putere financiară. Și aici ar fi bine, ar fi aproape de casă. Mai trebuie să mai realizăm o chestiune foarte importantă, să creștem standardul învățământului, nivelul de performanță, pentru că știm că România se scaldă într-o situație destul de gravă, destul de negativă vis-a-vis de învățământ. Dar cred că putem aborda spre a face niște pași într-un plus pentru învățământ, inclusiv părerea mea prin transformarea lui, prin investiție, prin colegiul ce se va crea și atunci și cadrele didactice și elevii cred că vor pune preț pe ceea ce, pe standardul care l-au pus la dispoziție. Și am încredere și în dascăl și în elev că putem face ceva în plus și să ajungem ca pe timpurile 85-89 să întrebe la facultăți de unde ați făcut liceu, unde la Domnești. Și atunci spui, vai ce pregătire aveți acolo, ce? Pentru că în perioada 80-90 liceul Domnești a dus spre facultăți în România foarte mulți ele, chiar probabil peste 200, din care știu mulți profesori și ingineri. Deci trebuie să ne preocupăm să creștem standardul învățământului.